Stepan Dimitrov a venit la festivitatea Asociației Presei Sportive din Moldova împreună cu prietena sa, Valeria. Dispoziția e bună. Eu vin cu gânduri să devin campion gala laureatelor presii și cred că merită locul acesta. Sunt și eu sportivă, de aceea ne înțelegem, ne sfătuim, ne susținem. Mă bucur foarte mult pentru el. Opinia jurnaliștilor sportive a fost diferită de cea a Ministerului Tineretului și Sportului. Ministerul a declarat cel mai bun sportiv al anului pe Mihail Sava, medaliat cu bronz la mondialele de lupte libere. Datorită presii sportive, țara își cunoaște eroi. Sportivul anului este nominalizat de către noi Mihail Sava, dar asta nu înseamnă că alți sportivi sunt mai jos. Pentru că în fiecare an și chiar în fiecare lună se schimbă cel mai bun. Asta este normal. Mihail Sava s-a clasat pe locul 2 în dopul ziariștilor. Urmează în ordine Victor Ciobano, greco-romane, argintă europene, Artur Ioniță, fotbal, Serie A, Hellas Verona, Italia, Radu Albot, tenis, Vaceslav Gojan, box, Sergei Cechir, haltere, Vladislav Arventi, taekwondo, Natalia Budu, lupte libere, Andrei Puțuntică, tenis de masă. Pentru prima dată a fost invitat la această gală Alex Boboc, campion mondial la sport electronic. De majoritate am văzut la televizor, dar nu i-am văzut și în viață. La festivitate au fost prezenți și primul președinte al țării, Mircea Snegur. Pe toți cei nominalizați de dumnealui s-au regăsit în top 10 sportivi ai anului. Au fost date în exploatare câteva centri sportive moderne, mai multe săli sportive, ca în fiecare an terenul de mini-fotbal cu acoperiment sintetic, toate blocurile de știri urmăresc știrile sportive. Ca să mă familiarizez, urmăresc și reportajele pe care le organizează Moldova 1. Premier, am pus accentul pe presa sportivă ca să fie menționați practic toți cei jurnaliști activi care zi de zi își fac meseria cu bravo. Printre cei mai buni ziariști sportivi au fost nominalizați și 5 colegi de-ai noștri din direcția sport ai companiei Teleradio Moldova, radio și televiziune.